Bun regăsit, doamnelor, domnilor, la noua emisiunii Radiografia Zilei. Astăzi este luni, vom discuta despre un eveniment de celebrare a unei uniuni de creație. Este vorba de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, care, iată, a împlinit 100 de ani de la înființare și cu această ocazie a fost dezvelită o placă care celebrează acest eveniment important. Uniunea Ziariștilor Profesioniști, înființată de mulți dintre oamenii de cultură, de viitori oameni de cultură din interbelic, care la acea vreme, în 1919, erau publiciști, erau într-o anumită măsură jurnaliștii de astăzi și cei care erau preocupați, de fapt, de relatarea evenimentelor cotidiene, așa cum se întâmplau ele. Mulți dintre fondatorii Uniunii au ajuns oameni de cultură, au ajuns scriitori, poeți, oameni politici, demnitari în diferite administrații românești, din interbelic și ulterior. Și iată, la 100 de ani de la înființare, în 1919, deci 2019, vorbim despre Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, care este o uniune de creație asemănătoare celorlalte uniuni de creație cu statut aparte. Și pentru a discuta despre acest eveniment astăzi, l-am invitat pe domnul Ioan Damaschin, publicist, scriitor, profesor și, bineînțeles, președinte al filialei Constanța UZPR, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Să vorbim despre moment, despre eveniment și despre ce înseamnă astăzi Uniunea, dar și despre ceea ce realizează un publicist, cum ajungi de fapt să scrii, ce înseamnă să publici și care este parcursul unui domn, unei doamne care vor să se implice de fapt în ceea ce înseamnă lumea publicistică, lumea scriitoricească și cea a publicării, a creației până la urmă urmei. La mulți ani, domnul Damaschin, bine ați revenit la Litoral TV și prima dată pentru anul 2019. Da, așa este și vin cu ocazia unui eveniment memorabil, a unui centenar. Iată că sărbătorim și un alt centenar în afara de... Centenarul României, da, Marii Uniri, pentru că la nici două luni de la centenarul Marii Uniri s-a înființat o Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România pe 11 ianuarie 2019, deci iată că astăzi este chiar centenarul și a spus despre acea placă care celebrează acest eveniment. Sigur. Așa, și scopul acestei uniuni de creație publicistică, deci să plecăm din start cu ideea că este o uniune de creație publicistică, scopul a fost acela de a coagula într-o organizație de breaslă pe toți jurnaliștii din România Mare. Din România Mare, din România, da, România Mare. Vorbeam de România Mare în 1919, în februarie. Ianuarie, pardon. Deci, tocmai s-a creat această, a luat ființă această uniune de creație publicistică, pe de o parte, pentru a să spun, a uniformiza, a... Da. Și a creat o practică comună la nivelul întregii țări. Pentru jurnaliștii din întreaga țară și pentru a le apăra interesele, pentru... Da, pentru că în epocă existau delicte de presă legiferate și atunci jurnaliștii aveau o condiție cumva periculoasă, pentru că la orice interpretare a unei fraze puteai să fii anchetat. Sigur că da, și atunci... era necesară apariția acestei organizații de breaslă și care să coordoneze principial activitatea jurnaliștilor din acea perioadă. Așa cum ați spus, au fost la congresul de înființare sau adunarea de înființare a acestei uniuni de creație. Au participat numeroși jurnaliști, oameni de cultură, aș da exemplu, chiar unii au ajuns chiar miniștri și mă refer la Victoria Mandi sau, da, Victoria Eugen, Mandi, da, exact, sau exact. Eugen Filoti. Apoi au fost scriitori de marcă, cum a fost Ion Pas, Ion Minulescu, da. Cezar Petrescu. Așa, și sau jurnaliști tineri. Aici aș vrea să fac o specificație. Majoritatea erau jurnaliști tineri, jurnaliști la debutul carierei. La debutul carierei, sigur, între 25 și 30 de ani.
Unii dintre ei, cum a fost Panfil Ceicaru, Brunea Fox, care au condus ulterior ziare de mare audiență și de public, impact. De impact sigur la public. Da. Apropo de impact la public, Panfil Ceicaru este cel care l-a ridicat în slăvi pe cel care eroul de la Maglavit. Da, da, da. Pe celebrul păstor, care de fapt spunea că vorbise cu Maica Domnului. Parcă. Da, da, da. Deci, a făcut un întreg serial, Petrache Lupu. Deci, pe Petrache Lupu, Panfil Ceicaru a făcut din el un erou național. Și să nu confunde telespectatorii cu Petrache Poenaru, care este creatorul, inventatorul stiloului. Deci Petrache Lupu este celebrul păstor, care e de fapt, căruia îi se dedică un serial întreg, La Curentul, parcă era Panfil Ceicaru, nu? Da, La da, Curentul. Da, acolo. Da. Deci iată impactul pe care l-a avut presa. Și ziarul. Păi era principala sursă de informare, domnul Domastic. Sigur. Televiziunea acel moment era practic inexistentă în România, cu excepția câtorva situații. Radioul începea să emită prin anii 20... 27. Da, începea să emită și să fie de fapt o sursă de informare la nivel național. Presa era deja, avea totuși o existență anterioară anului 1900, deja devenise o sursă de informare pentru și importantă, credibilă pentru cea mai mare parte a celor care erau interesați de fapt de viața publică. Da, și presa a avut un impact extraordinar, să ne gândim la Mihai Eminescu, la Vasile Alexandrii, care și cu Gălnicianu, da, ce Aroseti, toți au fost Caragiale, oameni de presă excepționali. Și au scris sute de articole de fapt în ziarele vremii. Cel mai reprezentativ dintre toți este Eminescu, la Timpul parcă era. Da, la Timpul, și a scris sute de articole legate și de politica externă, de politica internă, despre românism, despre naționalitate, despre ce a însemnat, de fapt, politica europeană, un întreg parcurs, să spunem, jurnalistic articulat. Sigur că da. Păi se poate, este un reper indiscutabil pentru orice jurnalist, orice jurnalist sau orice om de presă, da, trebuie da. Să ia în calcul și jurnalistica lui Eminescu. Aici el, prin ceea ce a publicat și are publicistică politică, publicistică de privind evenimentele militare, sigur. Spre exemplu, războiul, cum s-a purtat războiul de independență, Eminescu avea, deși noi nu aveam reporteri de front, el publica ce se întâmplă la Grivița sau la Plevna, dar el cunoștea limba germană și avea acces la presa germană. Așa, și Austria. De la Viena, Republica de la Viena, pentru că era centrul Imperiului Austro-Ungar. Da, și pentru că avea acces la aceste informații, el publica ce se întâmplă pe front. Ca să dau un exemplu. La fel și Caragiale. El a fost un om de presă excepțional. Dar să revenim la instituția în sine. La instituția, la Uniunea Ziariștilor Profesioniști. În perioada interbelică au avut loc mai multe congrese. Aș vrea să specific că la adunarea de înființare a fost și Vasile Canarache, Dobrogean de-al nostru, care ulterior s-a dedicat cercetărilor arheologice și el este cel care a descoperit cetatea Tomis. Deci, și restul artefactelor, din zona aceea centrului vechi, spunem noi astăzi, dar zona administrativă a Tomisului, din antichitate. Și el a înființat de fapt și muzeul, muzeul de istorie și arheologie în epocă, după aia a fost de istorie națională și puțini dintre noi știu că a fost și un jurnalist de fapt foarte implicat. El a continuat să practice, să publice cercetările lui și să fie jurnalist. În
Doamna Lăpușan, știu că s-a ocupat, a dedicat o parte din cercetare acestei personalități, Vasile Canalache. Da, are un studiu deosebit, doamna Lăpușan, care este de asemenea un jurnalist de referință. Da, jurnalist, da. Pe de, plan local de, și da, nu numai. De excepție, de excepție și vechi, și profesor vechi universitar. Și, sigur, deci, sigur. Și implicată doamna în ceea ce înseamnă reprezentarea Asociației Române de Istoria Presiei, o asociație universitară, da, de studii universitare de jurnalism, da, la nivel da, care, România. Mai ales că domnia sa și-a luat doctoratul cu, în istoria presei, da, presă, da, și teatru, sigur, în Dobrogea. Sigur. Și are foarte multe lucrări publicate și albume legate de presă. Și legate de presă și legate de viața comunitară aici în Dobrogea. Deci Vasile Canarache s-a implicat, a fost de fapt reprezentant acolo, de aici din Dobrogea, pentru acea întâlnire de care spuneați, da, dumneavoastră. El a fost secretarul acelei Uniunii Ziariștilor, da, atunci la înființare, și ulterior s-a implicat și la reînființare, pentru că tocmai voiam să vorbesc despre evoluția acestei organizații. În timpul războiului nu a mai funcționat, pentru că erau niște interdicții, de azi nu se... A fost o cenzură a presiei. Cenzură, da, și suspendarea unor ziare, activității unor ziare și multe alte lucruri. Și s-a reînființat în 56 ca sub denumirea de Uniunea Ziariștilor, dar nu a fost declarată continuatoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Abia în 92 s-a revenit. Adică i s-au dat drepturile de plină. De plină și a fost recunoscută ca această organizație Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, continuatoarea celei din înființate în 1919. Am aici o legitimație de... Să o arătăm, așa, la... Puneți-o pe volumul acela să se vadă. Așa, am legitimația din 92 de la înființare. Este o legitimație, aș vrea să fac specificația, că este legitimație valabilă în toate țările Uniunii Europene, da, da, și membru UZPR cu această legitimație și cu cotizația achitată la zi poate să viziteze tot felul de obiective culturale, turistice, muzee, da, turistice, sigur. Gratuit în toate țările europene. Uniunii. Chiar recunosc că am beneficiat personal de această, de prevedere, această prevedere, sigur, și această, sigur, facilitate dată de legitimația de ziarist profesionist. Să spunem de fapt că este o uniune de creație care echivalează Uniunea de Creație a Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor din România? Da, este Uniunea de Creație în mod indiscutabil, da, și la fel cum e Uniunea Scriitorilor sau Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Muzicologilor, pentru că unii au încercat să ducă în derizoriu, păi scrie o știre pe zi sau două, trei știri pe zi. Chiar aceasta este o creație. Da, e o creație, da, da, sunt de acord. Pentru, da, că știrea de fapt redă sau descrie, aduce în atenție publică un eveniment. Da. Aici iarăși e o problemă care poate fi discutată, pentru că evenimentul se produce în mod obiectiv datorită circumstanțelor producerii lui, dar el este perceput de către ziarist, după talentul cu care el știe să aducă în atenția publică modul de desfășurare a acestui, da, eveniment, se poate considera că face creație publicistică. Deci este o creație publicistică și chiar statutul prevede că Uniunea Ziariștilor Profesioniști este asociația profesională de creație publicistică, jurnalistică a ziariștilor și de interes public. Și de interes public. Deci de aceea atunci când a fost catalogată ca Uniune de Creație Publicistică, s-a analizat, da, s-au analizat toate aceste aspecte ale vieții jurnalistice. Jurnalismul în general nu este o profesie
chiar comodă, nu este o profesie. Sigur. Jurnalistul este supus. Nu este o profesie ușoară, nu este o profesie lejeră. E dominată de pericol, este complexă, se face cu un stres și cu presiune foarte mare, da. Pentru că e legată de tot ce înseamnă informație publică și eveniment public și relatare din diferite zone, nu tocmai confortabile și comode. Pentru că evenimentele nu toate sunt confortabile pentru cei care le produc sau pentru... Avem zilnic exemple, sute mii de exemple de genul acesta. Și de aici și presiunile la care este supus jurnalistul. Nu puține sunt cazurile când jurnaliștii își pierd viața. Da, e adevărat, și au fost multe cazuri. În timp ce își exercită profesia. Sigur, da. Într-o statistică de acum 2 sau 3 ani, 150 de jurnaliști și-au pierdut viața în timpul exercitării profesiei. Și iată, și este cel mai recent acel jurnalist sirian care a fost ucis în Istanbul. Sediul ambasadei ambasada din Turcia. Asta ca să dăm niște exemple, niște repere. Dar aici trebuie să mai luăm în calcul un aspect. Jurnalistul trebuie să fie foarte bine pregătit, să aibă o cultură generală foarte solidă, să aibă capacitate de reacție rapidă la și de analiză, de echilibru. De echilibru, poate să asiste la un eveniment, la o catastrofă, la un accident grav cu mor și el. Aici, apropo de asta, mi-amintesc că undeva în zona Buzăului, când a explodat acel camion cu azotat de amoniu și au pierdut viața doi jurnaliști. S-au nimerit acolo, s-au dus să vadă evenimentul. Relatau de acolo. Și se făceau, erau acțiuni de fapt de limitare și de, de prevenire a exploziei și n-au reușit să facă pompierii față. Au murit și pompieri atunci, și un medic care a murit. Erau mai multe echipe la fața locului. A fost o tragedie. O mare tragedie. Deci, mai este un aspect nu lipsit de importanță. Trebuie să aibă talent. Exact. Deci, așa cum ai talent atunci când un pictor are talent. Pune pe pânză o reprezentare. Până la urmă, el este un creator al istoriei. Pentru că istoria în timp se scrie, cei care scriu despre evenimente au ca sursă de informare un istoric, să zicem, peste 50 de ani, când vrea să scrie istoria momentului acesta, apelează la mass media și la presa epocii. În felul acesta devine o sursa principală de... Punând cap la cap informațiile cu realitățile de atunci. Exact ca un puzzle. Deci așa cum pictorul pune pe pânză crochiul sau diferitele elemente din tuș. Exact așa pune și jurnalistul aceste momente pe care el le lasă posterități. Le surprinde și le lasă, le analizează, le trece prin filtrul gândirii și după aceea le lasă tocmai, posterității. Această uniune a ziariștilor profesioniști este de fapt ca un for care nu supervizează, mai degrabă este cel la care se apelează atunci când jurnalistul are probleme de o natură sau alta. Și tocmai și prin asta se arată care este rolul, care sunt obiectivele acestei... Și practic contribuția fundamentală la ceea ce înseamnă cultura, creația românească. Ce înseamnă sau ce trebuie să îndeplinești, ce condiții trebuie îndeplinite ca să devii membru al UZPR din România, într-o filială, la Constanța, aici, unde sunt dumneavoastră, președinte. Membrii UZP, conform statutului, chiar pot să
să citesc de aici. Vă rog. Membrii UZPR sunt jurnaliști profesioniști, da, redactori, realizatori, regizori și producători de emisiuni de radio și de, da, televiziune, fotoreporteri, fotoreporter, operatori, da, de imagine și specialiști multimedia, corespondenți de presă, da, colaboratori cu studii superioare. Deci, iată, una din condiții este cea care, deci să fie angajat sau colaborator de presă, angajat al unei instituții de presă și să aibă studii superioare, exact, exact, nu neapărat de studii jurnalistice, pentru că aici talentul de comunicare, având la bază și studiile superioare, se poate forma ca orice profesie, chiar și aici în profesia de jurnalist, nu te poți numi chiar jurnalist a doua zi după ce ai scris un articol. Sigur, sigur, da, că da, adevărat, îți trebuie o carieră, o experiență, sigur, trebuie să... Atunci este... este... Eu, dacă îmi permiteți, aș face apel la cei care lucrează în mass media să intre în această organizație profesională, chiar dacă, și profesională, chiar dacă sunt tineri. Pentru că, iată, am arătat că beneficiază de această legitimație și, până la urmă, cotizația anuală nu este chiar... E modic, e 150 de lei. De lei. Da, 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 anual. An. Ceea ce înseamnă undeva la 11 lei pe lună, 12 lei pe lună, pentru că sunt 12 luni. Mai ales că îți acordă și statutul că faci parte dintr-o uniune de creație. Da, ceea sigur, ce sigur nu, este, nu este puțin. Nu este puțin, sigur că da. Da. Dumneavoastră, publicist fiind, ați contribuit mult în ceea ce înseamnă presă, revistă, ați fondat și o revistă pe care o aveți aici, aveți un exemplar din această revistă, sunteți fondator al revistei, pe vremea aceea erați profesor la Academia Navală? Nu, profesor la Academia Navală am fost mai multe rânduri. Am înțeles. Așa, dumneavoastră atunci... aveți un parcurs interesant. Ați fost ofițer de marină. Da, ofițer de marină. Ați activat în cadrul Marinei Militare Române, da? Da. După care ați devenit cadru didactic la universitate. Paralel ați început cercetări legate de istoria marinei, de, mă rog, evenimente legate de, de modul în care marina s-a implicat în ceea ce a însemnat primul război, al doilea război mondial, inventarul, să spunem, dacă cred că nu e corect, cred că e nepotrivit termenul, al navelor și tot ce a însemnat, de fapt, logistica aceasta navelor militare care practic au conturat arma numită marină, da? Și ulterior ați fost cadru didactic și la o universitate, să spunem, civilă militar, așa? Da. Da, și foarte implicat în ce înseamnă viața aceasta de creație publicistică, scriitoricească a Constanței, a Dobrogei, de ce nu, a României. Noi ne cunoaștem de multă vreme, da, și știu foarte bine, de fapt, despre activitatea dumneavoastră. Cum am început? De fapt, am început cu publicarea a unor lucrări de istorie militară. Da, da. De fapt, și doctoratul mi l-am luat tot în istorie militară. Cotează tot despre marină, despre, nu? Despre marina română în al doilea război mondial. În al doilea război mondial, foarte, foarte bine. Și pentru că eu în 89 eram ofițer de stat major în comandamentul Marinei Militare și aveam printre alte atribuții și funcția de redactor șef al publicației de cultură și de informare a Marinei Militare, se chema atunci Buletinul Marinei Militare. Militare, da. În 90, comandantul Marinei de atunci mi-a trasat sarcină să scot o revistă. Eu fusesem în mai multe țări, Spania, Italia... Care s-a numit Marina Română. Marina Română. Marina Română, da? Da, aceasta este revista, Marina s-o puneți, Română. Puțin, s-o puneți peste volumul acela să se vadă la cameră. Nu, așa, în picioare. Așa, 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 să se vadă la cameră, deci, da? Deci, Marina Română
Și aici este o fotografie, document, pe copertă, Bricumir, da? Pe copertă, Bricu Mircea pe râul Hudson în New York, participant la festivitățile prilejuite de Bicentenarul Statelor Unite, Statelor Unite ale din Americii. 4 iulie 1976. Atunci a fost o festivitate extraordinar grandioasă. Peste 1500 de nave militare, civile, care au participat, cu președintele Ford pe portavionul Forrestal și cu vreo 3000 de invitați, au primit onorul și parada navelor, care a durat vreo 6 ore. Toate foarte au trecut, frumos, printre frumos. Care și Bricu Mircea, și asta era Bricu Mircea. Și specificăm aici, că, de fapt, președintele Statelor Unite a invitat, de fapt, România să participe la această regată. Regata 8 sail 76 între Bermuda, insulele Bermude și Newport, vreo 700 de mile marine, a participat alături de toate marile veliere ale lumii. Și nu erau multe atunci, erau vreo 22 de mari veliere. De fapt, un loc de cinste pentru Bricul Mircea. Așa, regata înseamnă, de fapt, un concurs pe apă a velierelor. Da, da, exact. Era regata marilor veliere, plus mai erau încă 150-200 de veliere mai mici. Și după aceea, de la Newport, am mers la New York, unde am participat la festivități. Inclusiv acordarea onorului. Acordarea onorului președintelui Statelor Unite și delegațiilor din țările participante. Participante, sigur. Așa, am scris cu acea ocazie și o carte. S-o prezentăm tot așa, vă rog frumos. Cu Bricul Mircea pe drumul lui Columb. Da, de da. Fapt, aici am descris cum s-a decurs acest voiaj spre America de Sud, America Latină, America de Nord. Dumneavoastră a fost ofițer pe navă atunci. Da, eram ofițer instructor și ofițer cu transmisiuni. De transmisiuni, am înțeles. Radio, locație, da. Semnalizare. Și ați făcut parte din întreaga călătorie, de la început, de la prima zi până la ultima zi, până la revenirea în portul luni, Constanța. 6 luni de zile. Capăt 180 de zile. Deci, și apropo de Bricu Mircea, Bricu Mircea a avut chiar trebuie să amintim că se împlinesc anul acesta 80 de ani de la venirea Bricului Mircea în țară. El a fost construit la Hamburg. Șantierele Blom und Voss de la Hamburg. În 1939, germanii au construit atunci cu același plan de forme patru nave, patru veliere. Și toate nave școală. Toate nave școală, așa. Unul pentru noi și trei pentru ei. Și pe al nostru l-a comandat cei din Marina Militară, statul român a comandat, da, și l-a plătit acolo, da? L-a plătit și așa. L-a comandat, l-a plătit și a fost adus de comandorul August Roman. Și pentru că tot vorbim de venirea Bricului în țară, acum 80 de ani, în prezent, unul din membrii echipajului de atunci, viceamiralul Mircea Caragea, împlinește săptămâna viitoare 100 de ani. Să-i spunem la mulți ani. Să-i spunem la mulți ani. Și să fie sănătos și iată un alt centenar. Un alt centenar. Da. Fac parte din delegația care participă la festivitățile organizate de forțele navale, de Liga Navală Română, de Careu Marinarilor, Clubul Amiralilor. Deci o festivitate mai amplă. Unde se va desfășura? Se va desfășura la București, la Cercul Militar, în sala foarte de festivități. Frumos, foarte un frumos. Program, deja l-am primit și urmează să participăm. Dar Bricu Mircea a avut, după ce a venit în țară, a început războiul, n-a putut să-și mai exercite menirea și atunci funcția de navă școală. Prin anii 60 a fost tras pe dreapta, urma să fie dat la fier vechi, însă printr-o întâmplare fericită a ajuns la conducerea de atunci a marinei, mai sus, că erau, se punea problema să... La statul major al armatei, nu? Nu, chiar era vorba de participa Gheorghe Udej și cu toată suita de miniștri la ziua marinei și a văzut Bricu care nu arăta chiar, și s-a întrebat ce-i cu nava aia. I s-a explicat că trebuie să meargă, să intre în reparații capitale, că deja are aproape 30 de ani vechime și... Păi și atunci de ce nu? Ia trimiteți-l. Și atunci, în 65,
a fost remorcat și dus la Hamburg la, pentru reparație. Remorcat de o altă navă? De două remorchiere. Două remorchiere. Și au dus unde? Au dus-o pe Dunăre? Cum au dus-o până la Hamburg? Nu. La Hamburg, pe mare. Pe mare, prin Mediterana. Așa. Și dar prin Marea Neagră. În Biscaya, da? I-a prins o furtună extraordinar de puternică și comandant era Petre Zamfir, da? Comandorul Petre, da? Zamfir, care împlinește anul acesta 96 de ani. Așa, chiar se apropie și domnul Zamfir de centenar. Se apropie de centenar. Chiar am aici un articol pe care l-am scris. L-ați dedicat dumneavoastră. Eu l-am dedicat și acesta este foarte frumos. Petre Zamfir. Puneți tot așa să se la 95 de ani, așa, care a salvat Bricul Mircea timp de 3 zile pe o furtună. În jurul lui s-au scufundat câteva zeci de nave, mai mari sau mai mici, și el, fără remorcă, pentru că s-a rupt remorca, a reușit să salveze cu echipajul navei de atunci, da. 39 de oameni în echipaj. Este singurul supraviețuitor din acel echipaj și a reușit să salveze Bricul Mircea. Și l-au dus până la urmă la Hamburg. L-au dus, au ajuns la Hamburg. Deja radioul din Brest anunțase că Bricul a fost cufundat. Când a apărut până la urmă a fost salvat de o navă civilă. Când a apărut de fapt și niște nave franceze care au reușit să-l salveze, și când a ajuns în port au dat, spunea Petre Zamfir, că au venit o șalupă la bord și spunea, se interesează conducerea voastră de partid, se interesează dacă aveți oameni, dacă au murit oameni la bord. Și pentru că ajunsese la București informația că s-a scufundat, dar ulterior a fost un caz fericit. A fost un caz fericit. Iată de ce am putut să ajung cu Bricul Mircea foarte frumos, New York. Și după 10 ani de la să spunem, 65, da. 12 ani. Nu, 66 a fost adus și în 76 am participat la festivitățile de la în New York și de atunci am mai traversat încă de două ori. O perioadă de glorie, de fapt, încă de la momentul acela când trebuia să fie dus. A fost un caz fericit că totuși activul de partid și de stat, cum mi se spunea în vreme, l-a identificat, mă rog, Gheorghe Iuliu Deș. Da, asta e. Asta a fost realitatea, un caz fericit. Și acum pe Bricul Mircea se instruiesc și cadeți germani. Germani, exact. Și nu numai germani, dar și din alte țări. Dar ei nu le mai au. Nu, al lor e în reparații. Navele lor, de fapt. Al lor e în reparații. Și au venit la noi. Și au venit, da, acum și instruiesc prin Academia Navală. Prin Academia, da, Navală. Să trecem la celelalte lucrări ale dumneavoastră. Știu că aveți o primă lucrare în două volume, Confruntări Navale, publicată în 1988. O carte care a fost scrisă în colaborare de dumneavoastră. Da, cartea se cheamă Confruntări Navale, da, în două volume. Este o carte cu conținut enciclopedic. Da, da. Face o trecere în revistă a tuturor marilor bătălii navale din antichitate până la al doilea război mondial, inclusiv războiul din, da, Pacific. Da. Și am scris-o împreună cu un coleg, Ilie Manole. Eram atunci, aveam gradul de capitan de rangul 3, cum erau gradele atunci. Rangul 3 însemna, de fapt, majorul, da? Major sau locotenent comandor în marină. Sau locotenent comandor în marină acum. Da, da. Și abia rangul 1 este colonel, colonel și, da, și comandor. Și comandor, da, da. După care viceamiral, contramiral. Nu, contramiral, viceamiral, viceamiral și amiral. Da. Amiral, da, am înțeles. Și această carte, în două volume, am lucrat vreo 4 ani la ea. Da, și a trebuit să traduc din diferite publicații, da, diferite, da, cărți, că nu poți să le găsești, sigur, pe toate sigur, în, da, același, sigur, format. Păi numai cine nu scrie, nu știe, nu-și dă seama, de fapt. Da, deci în 88 am scos ambele volume la editura militară. Ulterior am mai scos și alte cărți. Spre exemplu, am aici, spuneam că mi-am dat doctoratul în istorie militară, în istoria marinei, cu Marina în al doilea război mondial. Am și intitulat-o
Glorie și dramă, și dramă Marina, da. Regală Română, așa cum se chema ea atunci, între anii 1940-1945, pentru că, de ce am spus și dramă, după ce toate navele militare ale Marinei Regale au luptat 3 ani în război pe mare, n-am avut nicio navă scufundată de către inamici. Inamici. Ceea ce înseamnă de fapt eroism, înseamnă de fapt profesionalism, înseamnă de fapt, sigur, instruire, înseamnă multe. Sigur că da. Și de fapt, Marina Română, întreaga istorie, mă iertați că v-am întrerupt, este recunoscută pe plan european și internațional ca fiind o marină foarte bine articulată, instruită, destoinic, cum se spune în armată, da? În termenul ostășești, spunem așa, da? Da. Și demnă de multe fapte de eroism, așa, sigur, cum l-a demonstrat de-a lungul epocii. Da, sigur că da. Am scris mai multe cărți în legătură cu, cel puțin de istoria marinei, am vreo 10 cărți scrise până în prezent. Felicitări și mulțumesc la mai multe. De ce nu? Pentru că eu sunt convins că mai aveți multe de spus, pentru că dumneavoastră fiind implicat în interiorul sistemului militar al marinei, da, române, cunoașteți, ați avut acces la documente, știți publicații, ați cercetat diferite, să spunem, scrieri, rapoarte, regulamente, apropo, da, de tot ce înseamnă de fapt întreaga istorie și filosofia unei marine, a unei arme. Asta care multe luni de zile în arhivele militare sau în arhivele locale, dar de regulă despre... Dosarele mari sunt în arhivele militare. Arhivele, da, sigur. Militare. Despre toate armele din armată. Da, 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 sigur. Că în armată și inclusiv în marină, absolut orice mică acțiune se consemnează, e ordin de zi, se consemnează, este specificată destinația, motivația, cine participă, unde, de la ce oră, până, sigur, la ce, totul este de fapt pus rapoarte, pe... Rapoarte, sigur. Rapoarte, da. Sigur, da, sigur, da. Și... aceasta este, are un caracter mai general, dar studiind arhivele militare, da, da, am găsit foarte multe date pe care nu le puteam pune între copii. Erau prea multe, erau, da? Prea multe, da. Și atunci am selecționat din aceste documente și după aceea am mai scris și alte cărți. Da, da. Spre exemplu, aici în lupta aeronavală de la Constanța, da, doar 5 pagini am putut să-i acord, pe când ulterior am scris... Ați completat descrierea într-o altă carte. Într-o altă carte. Atunci când am avut acces și la puneți-o puțin ca să se vadă și la cameră, scrierile, vă rog, așa? La scrierile cercetătorilor sovietici. Am înțeles. Pentru că, despre marina, despre marina, marina lor. Lor. Pentru că noi, da. Și unde a ajuns ea? Unde s-a bătut? Da. Unde... și în momentul în care am intrat în posesia jurnalului de bord al lui Harkov, ce s-a întâmplat atunci? Pe 26 iunie 1941, la câteva zile, la 4 zile de la începerea războiului. În 22, 26, la 4 zile, da. La ora 4 dimineața, două distrugătoare lider, Moscova și Harkov, au ajuns la 10-12 mile de Constanța, de coastă. Au luat drum paralel cu coasta și au început să bombardeze rezervoarele de petrol și trenurile de muniție, mm-hmm, din Gara Palas. Doar 10.000 de navele noastre au ripostat imediat și bateriile de coastă au ripostat și atunci ei au schimbat de drum să părăsească raionul luptei cu 30 de noduri. Da, așa, o viteză și mare pentru epoca. Mare. Și când au ajuns în barajele de mine, că noi lansasem baraje de mine, da, la larg. Uh-huh. Când au ajuns în barajele de mine, s-au scufundat. În 5 minute Moscova a dispărut și Harkov a fost grav avariat. Datorită minelor pe care le datorită minelor. Dar Harkov a fost avariat datorită intervenției artileriei de coastă. Două proiectile au ajuns pe puntea lui Harkov. Da, și au explodat acolo. Au explodat, i-au retezat tubulatura principală de abur, că mergeau cu, da, de la căldării mari. De la pupă. Din centru, am înțeles. Unde erau căldările. Da. Și de fapt e un loc vulnerabil acolo. Vulnerabil, da, pentru orice navă din acel tip de construcție, din acel proiect. Exact. Și atunci ei mai aveau un submarin trimis, da, la Costinești, în zona... Ce făcea submarinul? Spiona și aștepta să treacă nave prin raion ca să le scufunde. Am înțeles. Așa. Și atunci a fost scufundat și acest submarin
tot în timpul... Tot de artilerie? Nu de artilerie, ci chiar de propriul lor distrugător. A venit un alt distrugător și l-a lovit. Și a crezut că e submarin românesc și l-a scufundat. A, nu știa de existența submarinului. N-au comunicat între ei. Iar de atunci n-au mai atacat navele sovietice, n-au mai atacat litoralul românesc cu navele de război. Război. Iar dacă Stalin ar fi aflat că au pierdut o navă și un submarin, ar fi executat pe toți amiralii din Marea Neagră. Și atunci au tăcut. Au luat-o că au scufundat submarinul românesc, dar de fapt au scufundat submarinul lor care nu s-a mai întors. Pentru aceasta a trebuit să traduc și niște cărți din rusă din limba română. Da. Ei au o întreagă istorie a marinei sovietice, e un întreg parcurs al lor. Vă rog. Aici am făcut un film documentar. Pe baza aceleiași cărți. Da? Puneți-l puțin să se vadă DVD-ul, așa. Așa, da. Așa, e regulă. Așa. Deci, lupta aeronavală, pentru că... imaginele ați putut recupera și imagini de epocă? Nu, eu am descoperit locul de scufundare da, a acestei nave. Și ați filmat acolo. La 45 de metri adâncime nu puteam să intru eu, ci scafandrii de mare adâncime. A fost o... Este o echipă de scafandri români, ruși și ucrainieni care o căutau de 2 ani de zile. Au aflat ulterior că eu cunosc exact... Cum ați aflat locul? Ați calculat pe latitudine și longitudine din jurnalele consemnate eu de către armată? Fiind și navigator, da. Am luat din documentele de arhivă, am găsit punctele unde erau barajele de mine. Apoi am intrat în posesia tuturor rapoartelor de luptă ale navelor și ale artilerii de coastă. Acolo sunt consemnate detaliile astea? Sunt consemnate detalii, dar pentru aceasta aveam nevoie și de cum au acționat ei. Da. Că într-un fel se vede de aici și altfel, merge exact. E adevărat. Și eu am, când am intrat în posesia jurnalului de bord al lui Harkov, nava comandant, care s-a salvat până la urmă. Și când am pus pe hartă, mi-a luat vreo 2 săptămâni și drumuri, viteze și toate calculele de navigație pe care, cu care sunt familiarizat, că sunt specialist și în navigație, și am pus punctul exact. De ce îl căutau? Și nu era singura organizație de scafandri care căuta singurii scafandri. Erau vreo 2-3 echipe. Și cum ați dat de ei? V-au căutat ei sau dumneavoastră le-a spus? M-au căutat ei. M-am trezit cu un telefon. Ei s-au dus la arhivele civile de aici, județene, în 2011 și să găsească documente. Directorul de atunci, fie Țărâna Ușoară, Virgil Coman, care a fost odihnească, a zis, păi stai puțin, că este unul care știu exact că el cunoaște locul. El cunoaște locul. Și m-am întâlnit cu ei la redacția revistei Marea Noastră. Da? Și acolo, mă rog, cumva au intrat în... le-am dat punctul navei. Coordonatele, de fapt. Coordonatele. A doua zi au intrat, deci au căutat de 2 acolo, ani de zile. Deci acolo, au intrat locul... exact la punctul unde le-am arătat, aveam o hartă mare. Da? Și au făcut un film. Și apar ce frumos, epava frumos. Și cum au filmat este trecută în acest film documentar. Foarte, foarte interesant. Felicitări pentru după, această realizare, că e o realizare totuși, e o realizare mare. După 2 săptămâni, scafandrii ruși și ucraineni au plecat. După 2 săptămâni am făcut o conferință de presă la Hilton în București cu participarea... 40-50 de ziariști erau de la toate televiziunile. Seara au apărut imagini cu conferința de presă. Am primit și de la televiziunea din Moscova un telefon, dacă nu poți... Dacă intrați în direct, de fapt. Nu să intru în direct. Au trimis o echipă de televiziune ca să filmeze. Să le explic că aveau aceste imagini, dar a trebuit să le explic cum am descoperit și cum s-a desfășurat acțiunea. Chiar foarte interesant. Nu știam, acum aflu de la dumneavoastră în premieră legat de calculele dumneavoastră, coordonatele, barajele de mine. Da, și aici aveți dreptate, cunoscând foarte bine tehnica navigării, navigației de fapt și modul în care se fac calculele,
și cunoscând, de fapt, și ca specialist militar, filosofia, da, de fapt, planurile de luptă și modul în care în epocă se realiza un dispozitiv de apărare sau de atac, erau pentru români dispozitive de apărare, pentru ei tot dispozitive de apărare și de atac. De atac. Da. Ei au trimis o navă atunci, da? Yamal, o navă, da, ucraineană, pe 26 iunie 2011, au, da, trimis nava Yamal, care împreună cu fregata Mărășești s-au dus pe punctul descoperit acum, da, descoperit de mine, dar cu intrarea scafandrilor de mare adâncime, că eu nu aveam nici capacitatea, nici calitatea, da, nici... Da, să intrați acolo, să intru. Le-a spus doar coordonatele și locului. Și au intrat și au filmat și s-au dus acolo, un ceremonial de genul celor făcute în Franța, uh-huh, când a fost marea debarcare din iunie 44 din Normandia. Unde 6 au participat, iunie 44. Da, 6 iunie 44. Au fost ceva asemănător cu acolo pe cele două nave, da, cu slujbe la bord. Am și fotografii. În, da, păi să pune, să arătați în... Arătați revista măcar sau cartea. Nu, așa? Aici este... este o... Eroi neuitați din adâncuri se cheamă, dar o să vorbesc și despre aceasta. Așa. Să încercăm în 3 minute să rezumăm că trebuie să ne oprim, dar să rezumăm și cu cartea aceasta și cu celelalte două pe care le mai aveți. Continuați așa cu slujba de la bord. Da, și... este aici. În sfârșit, în... trecem mai departe. Deci atunci s-a aruncat o ancoră de flori, s-a făcut o slujbă, așa, și cu alte cuvinte s-a recunoscut că și unii și alții care au participat și-au făcut datoria, datoria față, da, de, sigur, țară. Da, e normal, în orice armată care de fapt este aflată în conflict cu o altă armată, e vorba de datorie, pentru că de asta se duc acolo. Și aveți celelalte două cărți, da, trei cărți, aici, de fapt, să le trecem aceste... și pe în revistă. Deci eroi ne uitați în adâncuri cu toți, da, marinarii care au murit, da, în război de independență, primul război mondial, al doilea război, al doilea mondial, război, da, mondial, în ce împrejurări, ce grade, ce funcție aveai, da, la bord, unde s-a scufundat și pe baza cercetărilor am pus numele tuturor marinarilor fără de cărora mormânt le este marea pe plăcile de granit de la Crucea Marinarilor. De pe faleza, de pe cazinoul, faleză, da, unde în, sunt gravate în, da, în granit. Da, exact, acolo exact. Eu am ați fost consultant, de fost, fapt. Nu, chiar eu m-am ocupat de la un capăt la altul, inclusiv înțeles, cu inscripționarea la atelierul de inscripționare. Foarte, foarte, așa, frumos. Spuneam de glorie și dramă. Da. Drama marinei din 5 septembrie 44, unul din inamicii principale ai navelor sovietice, cel care a lansat barajele de mine între Odessa și Golful Burgas, toate, da, barajele de mine, a fost principalul artizan, a fost capitan comandorul Alexandru Dumbravă, care atunci când rușii s-au urcat la bord să preia nava, el s-a împușcat și am scris o carte despre el. S-a împușcat pentru a nu cădea prizonier. A nu cădea prizonier. Așa, 15 submarine au fost cufundate numai datorită acestor mine, baraje de mine. Baraje de mine. Aici am lucrarea cum de război. Cum se numește nava care distribuie, face baraje de mine, dragoare? Dragoare. Puitoare de mine, da? Puitor de mine. Și dragoarele de fapt fac, escavează. Da, fac dragajul, da? Fac dragajul și... Torpiloarele cele care pun... astea care atacă cu torpila. Cu torpila, da, am înțeles. Că sunt mai multe denumiri legate de nave. Ele, mă rog, au funcții, da, diferite. Și aici, iată, erau 62 de submarine au fost în... Da. Marea Neagră, numai în al doilea război mondial. Sovietice. Sovietice aveau 47, noi aveam 3... nemții 6 și italienii 6. Italienii au pierdut 1, nemții 1, noi niciunul și 27 de submarine au pierdut sovietice din, da, dintre care 9 numai la litoralul românesc. Peste 1000 de
Și ele sunt pe fundul Mării Negre acum. Sunt pe fundul Mării Negre, am găsit locul fiecare, cunosc exact unde s-a... Da. Că am găsit și documentație de Adâncimile sunt diferite, sunt mai mari acolo, depinde, nu? Depinde de locul unde, da, am înțeles, unde a fost cufundate. Și dacă, să zic, încă o lucrare, deci toate astea sunt pe baza documentelor de arhivă. Vă rog. SOS pe drumul Speranței. Este vorba de salvarea evreilor, emigranților evrei pe mare cu navele, la care a participat efectiv navele, au participat navele Marinei Regale Române și pe baza documentelor... Salvându-i pe evrei, da. Salvându-i pe evrei. Au fost peste 48 de nave și peste unde 30 mergeau, de... Îi duceau în Palestina, da? Îi duceau în Palestina. Dar, ca să-i salveze, dar, de fapt, de furia de deportare către centrele, da, către lagăre, de fapt. Aici trebuie să specificăm că, așa cum a afirmat și un istoric evreu român, da, Teșu Solomovici, da, care a spus așa, niciun evreu nu a fost deportat din vechiul regat în cel de-al doilea război mondial. Foarte interesantă afirmația, ceea ce este destul de așa, important. Consiliul de Miniștri și Antonescu punea rezoluții, grăbiți plecarea evreilor pe mare. Da, am mai citit și eu, am mai citit grăbiți plecarea evreilor pe mare, să fie scăpat, să fie salvat, să fie scoși, de da, fapt, din zona teritorială a apelor românești, să intre în apele internaționale, de unde mai puteau să-i preia, să-i ia nemții. Da, dar au fost două cazuri când submarine sovietice au scufundat două din aceste nave. E vorba de celebru vas Struma cu Struma, 760 da, de emigranți și Mefchiure. Și aș zice eu că o carte care mi este de suflet, am muncit 2 ani de zile la ea, e vorba de domnitorii români titori la Sfântul Munte Athos. Da, și au fost multe danii ale domnitorilor români la Sfântul Munte Athos. Să puneți în picioare să se vadă și la cameră, vă rog, așa. Deci, acum puteți să completați. Deci, acești peste 100 de domnitori români, da, din Moldova și țara din românească. Din Evul Mediu și până mai târziu, da? De la 1350, începând, da, cu Basarab I, până, da, la Cogălnicianu, da, până la Alexandru Ioan Cuza. La secularizare. La secularizare, când, da, Cogălnicianu a citit în Parlament legea secularizării. Secularizarea averilor mănăstirești. Da, și pentru că se ajunsese la o suprafață de o treime din teritoriul național era rondat la Muntele Athos. Prin danii, posesiuni, da, proprietăți. Prin ctitorii. Da. Sunt 20 de mănăstiri, din care 12 au fost ctitorite din temelii de domnitorilor români. Da, da, dar noi nu avem nicio mănăstire acum. Avem două schituri, schitul Prodromo și schitul Sfântul Dimitrie, da, Lacu. Da, da. A trebuit să merg de vreo 3 ori la Muntele Athos să mă documentez acolo, am găsit și la noi. Foarte frumos și felicitări în numele tuturor celor care ne privesc și felicitări din partea colegilor mei. Un volum impresionant de muncă în toate cărțile acestea. Și nu numai că e un volum impresionant de muncă, dar este o muncă foarte importantă pentru documentarea și cunoașterea multor evenimente pe care noi le știm foarte puțin, pentru că, iată, se scrie greu, este dificilă documentarea, este dificilă cercetarea și atunci când se publică o carte de interes public major, cum sunt toate aceste cărți, din punctul meu de vedere, sunt toate de interes public major, pentru aflarea și a istoriei locale, și a istoriei marine, și a istoriei naționale, și a istoriei războiului, dacă vreți, a istoriei unor personalități cu totul de excepție, cum i-ați enumerat dumneavoastră pe cei care au fost ofițeri care au făcut cinste marinei române și iată acum se află la Sânectute și le se aduce omagiu și multe, multe alte contribuții ale dumneavoastră pentru ce înseamnă cultura românească, locală și de ce nu națională. Mulțumesc eu. Cred că ne mai întâlnim să mai vorbim despre cărți și despre multe alte aspecte, pentru că noi acum doar am trecut în vedere, dar eu sunt convins că am putea face emisiuni pe fiecare carte de-a dumneavoastră, legată de parcurs, de cum s-a documentat, ce a însemnat, care este importanța fiecărei acțiuni sau acțiunilor din cărțile respective. Vreau să completați. Da, eu aș zice, acum am sub tipar cartea cu amiralul Petre Zanfir, înfruntând inamicul și furtunile.
cel care a salvat Bricu Mircea, da, și Bricu Mircea, cel da, care a fost, care a vorbit acum, care a fost pe submarin, a luptat tot războiul pe submarin. De fapt, el a participat și era pe distrugător. Ca să vedeți, ce înseamnă totuși viața unui om prin câte trece și dacă destinul lui să trăiască până la 100 de ani, trăiește. Este cel care este și personajul principal al unui roman scris de Diana Dobița Bâlea. Am citit romanul, foarte interesant. Da, mi-a fost, de fapt, cum a ajuns Diana Dobița Bâlea să aibă ca personaj principal, da. Lansam cartea Lupta aeronavală la Cercul Militar și, bineînțeles, a participat și amiralul Petre Zamfir și Diana, care mi-a fost studentă la universitate, la Facultatea de Jurnalism, și a participat, a luat cuvântul, a povestit cum s-a desfășurat acțiunea și a rămas impresionată și a venit la mine și m-a rugat să-i fac legătura cu amiralul. Ne-am dus la el acasă, i-a pus la dispoziție fotografii, materiale, povești și toate. Și au vorbit, și cu dumneavoastră s-a pregătit, adică a fost consiliată de dumneavoastră pentru datele tehnice, militare, coordonatele de navigație. Intrase și în posesia cărții acestei. Amintește și de Struma, pentru că acolo descrie o poveste de dragoste dintre o domnișoară care se află pe Struma și va fi scufundată și un Da, și era un prietena da, unui tânăr de marină. Unui ofițer de marină, care de fapt era personajul principal. Dragoste și război, se numește cartea. Și război, și cu carte consistentă de vreo 500 de pagini. Eu am citit-o cu mare plăcere, că ne cunoaștem și cu Diana Dobița Bâlea. Da, deci eu am în pregătire sub tipar cartea cu Petre Zamfir și poate despre această carte chiar în prezența... Da, de ce nu? Chiar mi-ar face mare plăcere și cred că ar fi un eveniment să-l invităm pe domnul Petre Zamfir, dacă ar dori să vină și dacă ar putea să vină. Sigur că da. Vă mulțumesc frumos, vă felicit pentru ce faceți, ce ați făcut până acum și vă doresc succes de acum încolo în ce veți face. Sunt sigur că veți mai scrie multe cărți, pentru că sunteți la maturitatea aceasta a creației, știți multe lucruri. Succes în activitatea de președinte a UZPR Constanța, pentru filiala Constanța, mi-am întâlnit de fapt pentru UZPR și atunci am ținut neapărat să vă și prezint pe dumneavoastră ca personalitate de fapt de creație, să vadă spectatorii de fapt de ce, cum se justifică această calitate de președinte a dumneavoastră în fruntea filialei. Și despre modul cum la Constanța, iată, jurnaliștii, ziariștii, scriitori, poeți creează, contribuie la ce înseamnă patrimoniul culturii dobrogene și naționale și, de ce nu, universale, într-o formă sau alta, fiecare cum înțelege. Sigur că da. Eu mulțumesc că am avut acest prilej să purtăm această discuție și să... A fost onoare și a fost onorantă și discuția și mi-a făcut plăcere. Care cred că sunt utile pentru, și pentru public și... Dacă mai sunt invitat, cu cea mai mare plăcere, și să mai fac un apel la jurnaliști să vină cu încredere la UZPR. La UZPR. Sigur. Mulțumesc. Vă mulțumesc eu singur. Sigur ne vom mai întâlni aici, pentru că a fost o discuție foarte interesantă. Dumneavoastră, de fapt, a și fost la colegul nostru despre care am vorbit, Dumnezeu să-l ierte, Virgil Coman, invitat în mai multe rânduri. O să continuăm tradiția asta, sunt sigur că o să îi încântăm pe cei care îmi privesc și, într-adevăr, astăzi am discutat despre foarte multe informații de mare interes pentru foarte mulți dintre cei care ne privesc. Succes în ce faceți. Mulțumesc încă o dată că ați fost prezent. Mulțumesc, și un an bun să aveți. Mulțumesc, la început de an. Mulțumesc și eu și pentru telespectatori, să le urăm un an nou cu fericire. Sigur. Mulțumesc eu în numele telespectatorilor. Doamnelor și domnilor, am vorbit timp de o oră cu domnul Ioan Damaschin despre foarte multe lucruri legate și de ceea ce înseamnă presa, ce înseamnă de fapt calitatea de jurnalist, cum îl știm astăzi, sau de ziarist, cum se numeau lucrătorii din presă în anumite epoci. A vorbit despre cărți, despre marină, despre război, despre dragoste, despre foarte multe personalități care fac cinste marinei române și armei numită marină și, de ce nu, României nouă tuturor, ca români. Timpul se scurge repede și nu stă pe loc. A fost domnul Ioan Damaschin, doctor în istorie și președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Constanța, prezent aici și descriind, de fapt, foarte multe etape din constituirea Uniunii
ziariștii profesioniști din România. Eu sunt Ana Cătușan, ne vedem mâine seară la o altă emisiune și despre alte teme. Vom vorbi mâine despre Eminescu, mâine 15 ianuarie, despre ceea ce a însemnat Eminescu pentru cultura română. Am vorbit și cu domnul Damaschin astăzi, am adus aminte în calitatea sa de jurnalist, pe Mihai Eminescu, un jurnalist foarte apreciat și foarte incisiv, insistent în epocă. Toate cele bune, seară plăcută, la revedere!